Soarele strălucea puternic pe chipul ei. O chema pe Ana noua zi, dar ea nu avea chef să se ridice. Era încă o zi în care urma să meargă la un interviu. Fata dăduse deja sute de interviuri, dar peste tot îi se cerea experiență de muncă sau studii. Dar unde putea o fată să obțină experiență dacă nimeni nu o angaja? Așa se făcea că Ana era nevoită să se angajeze imediat după terminarea liceului. Ea, o fată care a absolvit 11 clase cu medalie de aur, nici măcar nu a dat la facultate. Ea și mama ei nu aveau suficienți bani, chiar dacă ar fi intrat la buget și ar fi locuit în cămin, nu ar fi putut plăti facultatea. Larisa, mama Anei, a lucrat toată viața ca vânzătoare la o tarabă. Nu a reușit să găsească o slujbă mai prestigioasă. A rămas însărcinată de vreme, la 18 ani din această cauză nu a putut studia. Iar fără studii, piața muncii nu era prea vastă. Ana nu avea tată. A murit de pneumonie când ea avea trei ani. Ana abia și la mintea. Fata a început să câștige bani încă din timpul liceului. A înțeles de vreme că în viața asta banii rezolvă aproape tot. Ana era o elevă eminentă. Cu cunoștințele sale a reușit să obțină bani. Făcea teme pentru elevii slabi, scria referate. Chiar și dădea meditații copiilor mai mici din vecini. Ana se aștepta să poată câștiga bani în continuare în acest fel. Dar nu a reușit. Copiii creșteau și aveau nevoie de o pregătire mai serioasă. Iar elevii noi nu mai apăreau. La urma urmei, Ana nu avea studii pedagogice. Fata nu se aștepta la o funcție importantă. Nici măcar nu se uita la posturile de manager sau de lucrător de birou. Dar nici ca vânzătoare la magazin nu o primeau. Nu, astăzi se termină. Și-a spus Ana cu voce tare, privind în oglindă. Astăzi îmi voi găsi o slujbă, oricare ar fi ea, voi strânge bani, voi intra la facultate și voi pleca de aici. Avea programat un interviu la un restaurant. Plănuia să se angajeze ca o spătăriță. Dar, apropiindu-se de local, Ana și-a dat seama că nu era un restaurant elegant. Iar când a intrat înăuntru, s-a convins și mai mult că avea dreptate. În mijlocul sălii întunecate era o scenă. În jurul ei erau câteva canapele. De fapt, peste tot erau canapele și măsuțe mici. Ana nu fusese niciodată la restaurante, dar știa sigur că nu așa erau ele aranjate ai venit la interviu? A întrebat-o Ana o fată care a venit din spate foarte neașteptat, sperind o zdravân. Da, dar cred că m-am înșelat. Aveți nevoie de o spătărițe? A răspuns Ana, stânjenită. Fata a zâmbit larg și a spus că totul este în regulă, prezentându-se ca Daria. A invitat-o pe Ana după ea. Speriată, Ana a mers pe urmele ei, privind cu atenție ținuta provocatoare a Dariei. Fusta era atât de strâmtă pe ea încât la fiecare pas se ridica tot mai sus. Fata trebuia să o aranjeze constant. Daria a condus-o pe Ana într-o cameră mică, unde era puțin mai lumină decât în sală, dar totuși întuneric. La o masă mare stătea un bărbat. S-a prezentat ca Valeriu Vladimirovici. Ana a vrut să se așeze pe un scaun în fața lui, dar a fost oprită. Prea tânără. A spus Valeriu indiferent. Ai măcar 18 ani? Ana a dat din cap speriată. Tot mai mult îi se părea că nu dă un interviu pentru un post de ospătăriță. Valeriu Vladimirovici a rugat-o pe Ana să se învârtă. Voia să o vadă pe viitoarea sa angajată din toate ungurile. Și când fata deja voia să spună că nu are nevoie de slujbă, Bărbatul a început să vorbească. De ce tremuri toată? A spus el cu o batjocură grosolană. Da, locul nostru este specific, dar tu ești candidată pentru un post de o spătăriță, așa cum am convenit. Nu angajăm dansatoare de pe stradă. Acest comentariu a jignit-o puțin pe Ana. Deci, ea nu este vrednică nici măcar să se învârte la bară în lenjerie intimă, Locul nostru este decent, a continuat Valeriu. Aș spune chiar de elită. Printre oaspeții noștri se numără cei mai bogați și celebri oameni din oraș. Sper că înțelegi că nu poți spune prietenelor tale despre cine vei vedea aici. Ana a dat din cap. Sincer să fiu, nici nu avea prietene, deci nu avea cui să spună. Dar ea îți va da uniforma, nu te speria, ținuta va fi provocatoare, a continuat Valeriu să o instruiască pe Ana. Nimeni nu te va atinge. Treaba ta este să servești băuturi și gustări. Dacă ai o problemă, apelează la pază. Dacă totul este clar și te convine, poți veni mâine la ora 8 seara. Ana a fost de acord. Valeriu nu a exprimat nicio bucurie sau tristețe ca răspuns la răspunsul ei. Doar a dat din mână către Daria. Care a condus-o pe fată spre ieșire. Hai să mergem la cabina de probă, să-ți alegem o uniformă, a spus Daria. Tu lucrezi aici ca dansatoare? A întrebat timid Acum nu, sunt administrator. Deși am început ca dansatoare, a spus Daria. Dar nu te sfătuiesc să te urci pe bară. Da, fetele câștigă destul de bine, mult mai mult decât ai câștigat tu dar este foarte greu moral. În general, nu îți recomand să rămâi în acest loc. Apoi nu te vei mai simți curată. Dar ea vorbea cu un ton și o voce care te făceau să crezi în ea. Părea destul de tristă. Era evident că nu îi plăceau acea fustă și decolteul abia acoperitor care nu prea ascundea nimic. Dar ea se simțea inconfortabil în toată această situație. Nu înțelegea doar o singură chestiune legată de Ana. De ce nu pleacă atunci dacă nu îi place? Daria a pus câteva seturi de costume pe corpul lui Ana. A scuturat din cap și a scos cel mai mic mărime. Ești atât de subțire. Ești încă o fetiță. A spus Daria cu o anumită compasiune. Îmbracă, cred că va trebui să o și croim. Ana și-a pus o fustă la fel de scurtă ca a Darii și un top. S-a simțit imediat complet goală. Niciodată nu s-a îmbrăcat așa. Ia uite, privește. Dacă încă nu te-ai răzgândit, vin o mâine la familia mea să pot să-ți dau instrucțiuni." A spus Daria, examinând atent pe Ana. Voi veni." A răspuns hotărât fata. Ana a ieșit din club iar soarele strălucitor i-a lovit ochii. După penumbra din clubul de noapte, afară părea orbitor de luminos. Fata a fost puțin dezamăgită pentru că spera la un post de ospătar într-un restaurant bun, dar se va afla în schimb servind băuturi unor bărbați libidinoși veniți să admire trupurile femeilor. Dar a decis că toate acestea nu contează. Cel mai important este că acum va avea un loc de muncă. Va putea să-și strângă bani pentru educație. Cu cât ești mai aproape de fund, cu atât este mai ușor să te împingi. Și-a spus Ana propria frază, pe care a citit-o într-o comunitate de motivație. Ana a decis să mai doarmă un pic. Așa că va avea un schimb de noapte. Trebuie să se odihnească și să-și adune puterile. Dar dimineața, mama a intrat în cameră pentru a-i spune că pleacă la muncă. De ce tocmai azi ai decis să-mi spui asta? A certat o Ana pe mamă, nemulțumită. Niciodată nu m-ai avertizat, dar azi m-ai informat. De ce te cerți de dimineață? Mama a rămas uluită de surpriză. În general, în ultima vreme ai devenit cam nervoasă. Ana nu a răspuns nimic și s-a întors pe partea cealaltă. Trebuie menționat că relația dintre ea și mama ei nu a fost deloc exemplară. Larisa nu a fost o mamă bună. Ea a cerut foarte mult de la fica ei. Practic, Ana nu era decât o medalie de aur pentru ea. Asta și-a vărsat mama pe ambițiile ei. Ea nu i-a dat aproape nimic în schimb. În plus, Ana era în mod constant supărată pe mama ei pentru că nu a fost capabilă să-i ofere o copilărie normală ea nu și-a cumpărat haine frumoase ca și colegii ei de clasă. Prin urmare, fata și-a început de timpuriu să se preocupe de câștiguri independente. Ea a vrut să se mute din casa mamei sale cât mai curând posibil. Ce ea ea care atârnă acolo? A întrebat mama, arătând spre costumul în care Ana trebuia să meargă seara la serviciu. Este o uniformă, m-am angajat ca o spătăriță fica ei i-a răspuns fără să se întoarcă măcar. Unde? La un club de striptease. A întrebat cu dispreț la rișa. Și și-a atins spre negativ fusta pentru a se uita în partea de sus. Costumul meu de baie este mai revelator. Da, mamă, la un club de striptease. Ana nu a mai rezistat și a sărit din pat. La ce te așteptai? Nu pot să intru în institut. Unde altundeva ar putea merge o fată fără educație? Fi mulțumită că nu ești pe străzi. Larisa și-a aruncat costumul la loc. A privit-o pe Ana și a ieșit din cameră. Dintr-un bubuit puternic al ușii, fata a înțeles că mama a plecat. Ana nu a mai reușit să adoarmă. Prima tură la club a decurs liniștit. Ana se aștepta la ceva mult mai rău. Nimeni nu a deranjat-o toată atenția bărbaților era atrasă de fetele de pe scenă. Te-ai descurcat excelent, a lăudat-o Daria pe Ana. Iată plata ta pentru ziua de azi. Fata a întins câteva bancnote. Ana a rămas cu ochii larg deschiși. Nu a întrebat cât va primi, iar rezultatul a bucurat-o. Iată și bacșul. Unde îl pun? A întrebat Ana. Daria i-a răspuns că bacșul îl pot păstra chelnerii. Starea de spirit a Anei s-a îmbunătățit și mai mult. Dacă va continua tot așa, va putea să se mute chiar la începutul anului universitar. Fata s-a întors acasă cu o dispoziție excelentă. Nici măcar nu se simțea obosită. Deși ceasul arăta deja cinci dimineața, Ana și-a amintit de conversația de dimineață cu mama. A decis să se răzbune pe ea pentru că a trezit-o atât de devreme. Mă, m-am întors de la muncă. A spus Ana foarte tare și nenatural. Dar deodată a observat că patul mamei era făcut. Nu se putea să fi plecat atât de devreme. Atunci Ana a mers în bucătărie și a observat că oala cu supă, pe care o pregătise și o lăsase pe aragaz, era tot acolo. Deci... Mama nu fusese acasă toată ziua și toată noaptea. Larisa nu ar fi lăsat niciodată supa să se strice la temperatura camerei. Ele aveau respect pentru mâncare. Ana a sunat-o pe mama, dar telefonul ei era oprit. Fata avea numărul proprietarului chioșcului unde lucra mama. Dar nu era convenabil să deranjeze un om la cinci dimineața. A decis să se ocupe de asta ziua. Dacă s-ar fi întâmplat ceva cu mama, i s-ar fi comunicat cu siguranță. Ana s-a culcat și a pus ceasul să sune la ora 12. Nu a reușit să se odihnească. La ora opt dimineața a sunat telefonul. Abia trezită, Ana nu a înțeles nimic. În plus, trebuia să meargă la spital. Acolo o aștepta o veste tristă. Seara! Larisa a fost dusă la spital cu suspiciune de accident vascular cerebral. Iar noaptea a murit. Maicii dumneavoastră i s-a desprins un cheag de sânge. Pur și simplu nu am putut face nimic, a spus doctorul. Ana era în stare de șoc. Se uita la trupul mamei și își simțea vinovăția. După cearta lor, mamei s-a făcut rău. Se pare că ea a omorât-o? Da, Relațiile lor nu au fost perfecte, dar Ana o iubea pe mama ei. Fata a sunat-o imediat pe Daria și a rugat-o să-i transmită lui Valeriu că nu va veni la muncă. Ana a povestit despre tragedia din familia ei. Spre surprinderea ei, Valeriu nu doar i-a dat zile libere, deși a lucrase doar o singură tură, dar i-a virat și o sumă considerabilă pe card ca ajutor material. A trecut o lună de la înmormântarea mamei, în acest timp, viața Anei s-a schimbat radical. Acum locuia singură. Ideea ei de a se muta s-a amânat semnificativ. Acum, pe umerii tinerei fete cădea plata facturilor, gătitul și curățenia. Locuia singură și trebuia să răspundă pentru tot singură. Iar ultima săptămână a fost deosebit de grea pentru ea. Ana a fost invitată la un alt loc de muncă. În timp ce se odihnea după turele de noapte la club, telefonul era de obicei pus pe silențios. Dar în acea zi a uitat să-l pornească. Aproximativ la prânz a sunat telefonul. Ana l-ar fi ignorat, dar numărul i s-a părut familiar. Răspunzând, fata și-a amintit imediat. Suna magazinul de haine unde a încercat să se angajeze ca asistentă, dar nu a fost acceptată din cauza aspectului prea neprezentabil. Oare s-au răzgândit? Gândul i-a trecut prin minte fetei și a ridicat receptorul. Da, o invitau la muncă, dar nu ca asistentă, ci ca femeie de serviciu. În situația Anei, era o nebunie să refuze. Avea mare nevoie de bani. Fata a decis că va lucra ziua la magazin și noaptea la club. Îi vor rămâne chiar și câteva ore de somn o săptămână în acest regim a arătat că este posibil, dar dificil. Ana nu s-a dat bătută. Știa că totul este temporar. Trebuie să muncească puțin, să trăiască în acest regim pentru a-și realiza visul în viitor. Următoarea tură a început neobișnuit. Valeriu a ținut un instructaj cu toți angajații clubului. Se anunța un petrecere de burlac pentru o persoană foarte importantă. Totul trebuie să fie perfect. Este clientul nostru VIP. Trebuie să fie mulțumit de tot. Spunea cu severitate Valeriu Vladimirovici. Daria ofta și dădea din ochi. După ce discursul aprins al lui Valeriu s-a terminat și toți s-au dispersat la locurile lor, Ana a decis să întrebe de ce Daria a reacționat atât de ciudat la cuvintele șefului. Dar pentru că de fiecare dată e la fel, a răspuns fata toate instrucțiunile astea sunt o prostie. Nimeni nu o să te urmărească la pas. Toate instrucțiunile astea sunt o prostie. Valeriu doar se umflă în pene. E imposibil să-l asculți. Când petrecerea de burlac era în toi, Ana a observat că tura nu era de fapt cu nimic diferită de celelalte. Oaspeții deja începeau să plece, iar oboseala a cuprins-o cu putere. Ana se ducea la băieți, le oferea băuturi, abia stând în picioare. S-a așezat la teșghea, și-a pus mâinile pe ea și și-a pus capul. Slava, dacă mă strigă cineva, trezește-mă, te rog. Vreau să închid ochii măcar pentru câteva minute, a implorat Ana. Nu a realizat cât timp a trecut, pentru că a dormit destul de profund. S-a trezit când cineva o atingea pe umăr. Ana a sărit imediat și s-a uitat la barman cu un aer interrogativ, așteptând să indice masa la care era chemată. Dar Slava doar a ridicat din umeri și a arătat spre un bărbat care stătea lângă Ana. Salut, mă numesc Artem, a spus tânărul și a zâmbit timid. Îmi pare foarte bine, Artem. Dorești să faci o comandă? A întrebat Ana, ascunzându-și iritarea. Era nemulțumită că a fost trezită atât de repede, deși știa că nu ar fi trebuit să doarmă la locul de muncă. Artem a răspuns că pur și simplu s-a speriat pentru fată, care stătuse întinsă pe teștia timp de aproximativ 20 de minute, fără a da semne de viață. 20 de minute? A întrebat Ana speriată și s-a uitat la barman. El a ridicat din nou din umeri. Fata i-a mulțumit lui Artem și a fugit repede în magazie pentru a se aranja. Trebuie să inventez ceva, nu pot supraviețui în ritmul ăsta, s-a certat Ana cu ea însă și. Ieșind din magazie, Ana l-a observat din nou pe Artem. O privea insistent, abia abătându-și privirea. Ana se simțea inconfortabil sub privirea lui atentă. Și lui ai plăcut, la fel ca mie. Ai observat a spus Daria, în timp ce îi dădea salariul Anei. Dar nu mai dormi la locul de muncă. Dacă ești obosită, ia o zi liberă, un concediu medical. Ai noroc că sunt prietena ta. Altfel, Valeriu te-ar fi dat afară imediat. Nu înțeleg despre ce vorbești. Ei bine, mulțumesc pentru ajutor, a răspuns Ana. Ele s-au împrietenit cu adevărat dar o poveste nu tocmai plăcută le-a unit. Daria a venit la muncă plângând, nu se putea concentra. Atunci Ana nu a mai putut suporta și a întrebat-o ce s-a întâmplat. Se pare că fratele ei mai mare se lupta de mult timp cu o boală oncologică, dar nu a reușit să o învingă. Daria și întreaga ei familie erau deja pregătite pentru plecarea lui. Cu toate acestea, moartea unei persoane dragi este întotdeauna dureroasă. Ana a reușit să găsească cuvinte de sprijin pentru Daria. I-a povestit că și ea a avut o soră geamănă. Dar fetița a fost lovită de o mașină. Sora ei, Mașa, avea doar patru ani la acea vreme. Ana se gândea uneori că ura pe care o simțea pentru mama ei încă din copilărie a apărut chiar din cauza acestui eveniment. După o conversație atât de sinceră, fetele au devenit destul de apropiate. Ana a aflat că Daria s-a angajat ca dansatoare în club pentru a strânge bani pentru tratamentul fratelui ei. Valeriu Vladimirovici a ajutat-o și el. În mare parte datorită lui, băiatul a trăit mai mult decât i-au dat medicii. Nu te preface că nu ai observat cum te privea tipul ăsta aici, a continuat Daria. Ai greșit că l-ai respins. E fiul unor părinți foarte bogați. Tatăl lui e proprietarul băncii noastre. Și ăsta e doar unul dintre afacerile lui. Nu cred că ar fi dus la ceva serios, a răspuns Ana, plecând modest ochii. Era biat și oricum nu sunt de rangul lui. Dar ea a făcut un gest cu mâna, arătând că toate astea sunt prostii. Nu trăim în secolul al XIX-lea, unde oamenii se uită la statut. Acum, Orice țărancă poate deveni baroniasă, a susținut Daria. Se pare că nu ai mai fost la un interviu de mult timp, a râs ea de prietena ei, Ana. Aș sta eu aici dezbrăcată dacă aș putea merge în oricare alt loc. Fiind țărancă, cum te-ai exprimat tu? Ana ar fi stat cu plăcere să mai vorbească cu Daria, dar avea doar câteva ore la dispoziție pentru a dormi înainte de tura de la magazin așa că s-a grăbit să-și ia rămas bun de la prietenă și a fugit acasă. Au trecut aproximativ două săptămâni de la petrecerea de burlac. Ana a observat că de fiecare dată când ieșea la muncă în clubul de noapte, îl căuta cu privirea pe Artem. Din anumite motive, își dorea să-l mai vadă și de data aceasta să vorbească cu el. Dar băiatul nu a mai venit. De ce întârzi? a certat-o directoarea magazinului unde fata spăla podelele. Ana a întârziat pentru prima dată la muncă și tocmai în ziua în care a decis să apară șefa. Până atunci, Ana o văzuse doar în ziua în care s-a angajat. Scuzați, nu se va mai întâmpla. E vina mea, a spus fata și a plecat capul în pământ. Xenia Petrovna avea un aer atât de autoritar, încât Ana a simțit nevoia nu doar să-și plece capul, ci chiar să se închină ușor. I se părea că ar putea chiar să o lovească dacă ceva nu i-ar plăcea deloc. Exact, o adevărată doamnă, cum spunea Daria. Iar Ana era o țărancă vinovată în fața ei. Toată ziua fetei a fost un dezastru. S-a stropit cu apă în timp ce umplea găleata pentru spălatul podelelor. Se împiedica constant și era cât pe ce să cadă clienții păreau să calce intenționat pe podeaua proaspăt spălată. Dar cel mai groaznic lucru s-a întâmplat chiar la sfârșitul turei. Ana termina de spălat podeaua, când a auzit un zgomot puternic în spatele ei. Xenia Petrovna a apărut lângă ea o secundă mai târziu. Unde este pancarta cu podea umedă? A răbufnit șefa cu un strigăt furios astăzi ți-ai demonstrat incompetența în toată splendoarea ei. Îmi este groază să mă gândesc ce se petrecea aici în absența mea. Ești concediată. Lacrimi i s-au adunat în ochianei. Nu regreta deloc pierderea jobului. Cu doar câteva zile în urmă, se gândea că nu mai face față programului. Dar strigătul, intonația și expresia feței Xeniei Petrovna erau pur și simplu ucigătoare. Ana nu era obișnuită să fie tratată așa, mai ales cu țipete. Aunti Xenia, ajunge cu urletele. A spus o voce familiară a Pancarta e aici. De fapt, eu sunt de vină, m-am uitat în altă parte și am alunecat. Artem, de câte ori ți-am spus să nu mă strici așa? A răspuns Xenia Petrovna și și-a încrucișat brațele pe piept, ofensată. Ana s-a întors și l-a văzut pe Artem, nimeni altul decât tipul din clubul de noapte. I-a zâmbit timid. Ce rușine i-a fost! Dintr-un motiv oarecare, îi se părea că a fi chelneriță în club era o treabă mai puțin umilitoare decât a fi femeie de serviciu la magazin. Pot să o iau pe această domnișoară deoparte pentru o discuție? A cerut Artem. Nici nu am nevoie de permisiunea ta. Nu mai lucrezi aici, a spus Ana cu mândrie și s-a îndreptat spre vestiar pentru a-și scoate uniforma. Xenia a încercat să o oprească și să-i spună că nimeni nu o concediază. Deoarece Artem a spus că el a alunecat, toate acuzațiile împotriva Anei au fost retrase. Dar totuși, ea a refuzat să mai lucreze acolo. Nu era dispusă să suporte o asemenea atitudine de dispreț. Ana s-a schimbat și se temea să iasă din camera de depozitare. Un gând i-a trecut prin minte. Dar dacă Artem nu o așteaptă? Poate că tot ce a vrut a fost să schimbe câteva vorbe cu ea? Deja făcuse un spectacol grandios cu Xenia Petrovna. Oricum, Ana se gândea de mult timp să demisioneze. Nu-i plăcea munca, iar programul abia îl mai suporta. Din fericire, Artem o aștepta cu adevărat la ieșirea din magazin. A zâmbit larg când a observat-o pe Ana apropiindu-se. De unde o cunoști pe Xenia Petrovna? Este o rudă de-a ta? A întrebat Ana. Nu că ar fi fost chiar interesată de acest detaliu, dar trebuia să vorbească despre ceva. Artem a răspuns că este prietena mamei sale. Deja au trecut două luni de când Ana lucrat doar la club. În tot acest timp, ea a continuat să comunice cu Artem. Băiatul i-a mărturisit că i-a plăcut din prima clipă, dar trebuia să plece din oraș, motiv pentru care nu a mai venit la club. În ziua în care a căzut pe jos în mijlocul magazinului, Artem tocmai se întorsese din călătoria sa. Seara, intenționa să meargă la clubul de noapte pentru a o găsi pe Ana. Și ea, din fericire, l-a găsit singură. Ce e cu tine, și cu Artem? a întrebat Daria, arzând de curiozitate. L-ai cunoscut deja pe părinți? Ce cadouri ți-a făcut? Spunem tot, sunt atât de fericită pentru tine. Nu e mare lucru de care să mă bucur, a răspuns Ana, indiferent. Ne vedem doar de o lună și jumătate. Nu aș spune că e o relație serioasă. Ne vedem de câteva ori pe săptămână. Fie la o cafenea, fie la un hotel. Nici măcar nu știu dacă pot să-l numesc iubitul meu. Dar tu vorbești despre a cunoaște pe părinți. Dar ea și-a mușcat buza. Așa făcea mereu când se gândea la ceva. Nu a spus nimic despre gândurile ei. Dar Ana a continuat să reflecteze. Mă gândesc serios să plec. Vreau să vând apartamentul mamei și să mă mut, a spus ea. Mă voi înscrie la o universitate și nu voi mai lucra niciodată ca femeie de serviciu sau chelneriță. Dacă vei fi cu Artem, nu va trebui să mai lucrezi deloc. De ce să ratezi o asemenea șansă? Așteaptă. S-a animat rapid Daria. Dar Ana a răspuns că totul e deja decis. Se teme să nu se îndrăgostească definitiv de Artem. Și el o va părăsi pur și simplu. Ana și-a rezervat ziua liberă pentru a face o curățenie generală în casă și a pregăti apartamentul pentru vânzare. Deja formulase anunțul, mai rămânea doar să facă niște fotografii frumoase. Dar de data aceasta nu a reușit nimic. Balumina nu era bună, batapetul părea prea urât. În cele din urmă, Ana a decis să amâne deocamdată această idee. Vremea însorită era promisă pentru săptămâna următoare. Atunci va face fotografiile. În timpul următoarei ture, Valeriu a chemat-o pe Ana la el. Faptul a surprins-o foarte mult pe fată. La urma urmei, șeful nu mai făcuse niciodată așa ceva. O speranță i-a strălucit în minte, gândindu-se că o vor promova. Dar oricum nu era interesată. Ana era deja hotărâtă să se mute. Când aveai de gând să-mi spui? a pus imediat Valeriu Vladimirovic o întrebare. Ana a decis că șeful aflase cumva despre mutare, pentru că nu mai avea secrete de ascuns de el. Încă nu e nimic clar acolo. Poate că se va întâmpla peste un an? A spus ea. De ce să vă spun mai devreme? Un an mai târziu. Valeriu a întrebat-o din nou, oarecum furios, când aveai de gând să-mi spui. Din câte știu eu, Femeile poartă un copil timp de nouă luni. Despre ce am vorbești? A răspuns Ana cu o întrebare la întrebare. Despre al tău, desigur, a răspuns bărbatul. Crezi că aș sta de vorbă cu tine despre sarcina altcuiva? Mă iei de idiot. La un moment dat, Ana a vrut să-i spună că exact ca un idiot se comporta acum Valeriu. Nu înțelegea despre ce sarcină vorbea. Valeriu Vladimirovic a observat imediat nedumerirea de pe chipul Anei. Și-a dat seama că fata nu știa de starea ei. Atunci șeful a suspinat adânc și a început să cotrobăiască prin documentele de pe birou. Toți angajații clubului treceau printr-un control medical obligatoriu. Deoarece Valeriu era proprietarul unui club destul de scump, frecventat de oameni bogați și respectabili bărbatul își făcea griji pentru reputația sa și pentru ca niciunul dintre oaspeți să nu se infecteze cu vreo boală de la angajații săi. Deși Ana lucra deja de câteva luni, abia acum venise rândul ei la controlul medical. Nu mă uit niciodată la rezultate, a explicat Valeriu. În același timp, era puțin stânjenit. Dar dacă există probleme, medicii nu anunță. Ești bine, dar foaia ta a căzut din dosar și am observat această notă. Este rezultatul analizei de sânge. Ești însărcinată. 44 de săptămâni. Valeriu s-a gândit puțin și a adăugat: Felicitări, se pare. Era atât de stânjenit, încât a decis să iasă din birou pentru ca Ana să aibă ocazia să fie singură cu această veste măcar pentru un minut. Fata nu înțelegea încă dacă era fericită sau supărată de această veste. Ana era pur și simplu șocată. Șeful a mers încoace și încolo în afara biroului său, ca un subordonat care se temea să intre la el. Zece minute mai târziu, a decis că a trecut suficient timp. La început, Valeriu Vladimirovic nu a înțeles unde dispăruse Ana, nu era în birou. Apoi a auzit suspine venind de sub biroul său. Bărbatul s-a plecat și a văzut-o pe fată, în lacrimi și gemuită sub biroul său. De ce te chinuiești atât? A spus el cu bâlândețe. Termenul este mic, totul se poate rezolva. Dar poți să naști. Are copilul un tată? Ana a dat doar din cap din cap și a suflat din nas din nou. Bine, i-a răspuns Valeriu, bătându-se pe genunchi du-te la logodnicul tău. Nu ești de folos azi. Bărbatul a ajutat-o pe Ana să iasă de sub birou. Fata i-a mulțumit de mai multe ori și s-a îndreptat spre ieșire. Ești cea mai problematică angajată a mea, i-a spus Valeriu Anei la despărțire. Ultima dată când îți fac o favoare. Data viitoare vei primi o zi liberă doar cu un certificat medical. Ana a dat din cap, a spus din nou mulțumescu și a ieșit din birou. Primul drum al fetei a fost la spital, pentru ca medicul să confirme sau să infirme diagnosticul. De la medic a aflat că era într-adevăr însărcinată. E o veste minunată. Sunt atât de fericit. A reacționat sincer Artem după ce Ana i-a spus de ce l-a invitat la o întâlnire. Serios? S-a mirat Ana. Ne vedem doar de două luni și nici măcar nu știu dacă ne putem numi un cuplu, iar tu ești fericit. Desigur că suntem un cuplu. S-a mirat Artem de cuvintele fetei. Și cum să nu fiu fericit că voi fi tată în curând? Trebuie neapărat să te cunosc cu părinții mei. Și ei vor fi fericiți. Mai ales tatăl meu. De mult timp îmi spune că vrea nepoți starea de spirit a Anei s-a îmbunătățit semnificativ. Desigur, acum nu mai putea fi vorba de a vinde apartamentul și de a se muta. Fata a uitat chiar și de visul ei de a merge la facultate. Ea va deveni soția lui Artem, consideră că are deja un bilet norocos în această viață. Dar băiatul nu se grăbea să o prezinte Anei părinților. De fiecare dată găsea o scuză. Ba că acum nu e momentul, pentru că tatăl se ocupă de un contract important, dacă mama are probleme de sănătate. În general, a terciversat timp de două săptămâni. Am o veste pentru tine, a spus Ana la o altă întâlnire. Spera că această veste îl va face pe tip să se grăbească și să o prezinte mai repede părinților. Am fost la medic. Nu voi merge pe ocoluri. Vom avea gemeni. Fața lui Artem s-a întins într-un zâmbet larg. A luat-o pe Ana în brațe și a rotit-o chiar în mijlocul restaurantului. Am visat mereu la gemeni. E minunat! a strigat viitorul tată fericit. Mâine le vom spune părinților despre asta. De data aceasta, băiatul nu a mințit. A doua zi, mai aproape de prânz, o mașină luxoasă o aștepta pe Ana la intrarea în bloc pentru a o duce la casa lui Artem. Ana nu credea că toate astea se întâmplă cu ea în realitate. Se uita la salonul luxos în care era dusă spre o casă și mai luxoasă. Când Daria spunea că părinții lui Artem sunt bogați. Ea nici măcar nu-și imagina cât de mult. Natalia și Roman au întâmpinat-o pe noră cu zâmbetul pe buze. Dar cu cât se apropia mai mult de ei, cu atât zâmbetul le dispărea mai repede de pe fețe. Bună ziua! A spus Ana, abia stăpânindu-și entuziasmul. Artem a venit imediat lângă ea. A sărutat-o ușor pe fată pe obraz și s-a pus lângă ea. Natalia a zâmbit forțat și a întins mâna fetei. Tatăl lui Artem nici măcar nu s-a obosit să-i răspundă la salut. Ana a încercat să nu observe disprețul evident al părinților. În viziunea ei asupra lumii, bogații erau mereu nemulțumiți și narcisiști. La masă, părinții se priveau unul pe altul. Era evident că încercau să decidă cine va spune opinia generală despre noră. Cu ce vă ocupați? Unde sunt părinții dumneavoastră? A întrebat Natalia cu o politeță exagerată. Artem a observat și el reacția părinților. Dar nu-i păsa dacă le plăcea sau nu de Ana. Important era că el o iubea și voia să se căsătorească cu ea. Părinții pur și simplu nu aveau de ales decât să accepte fata. Răspunsul Anei i-a întristat și mai mult pe Natalia și Roman. S-au uitat din nou unul la altul de mai multe ori. În cele din urmă, tatăl a luat curajul să spună decizia generală. Cred că ar fi mai bine să încheiem această poveste cât mai e timp, a început să spună Roman. Fiul meu nu se va căsători cu o simplă fată fără pedigre care lucrează ca o spătăriță într-un club dubios. Artem a sărit imediat de pe scaun pentru a-și contrazice tatăl, dar Ana l-a oprit. Dacă nu aveți nevoie de o asemenea noră, a spus ea, ja, nu mă voi impune. Nu, nu-mi pasă de cuvintele lor. Eu te iubesc, o oprea Artem pe Ana, care se pregătea să plece. Roman l-a pucat pe fiul său de mână și l-a tras brusc spre el. Dacă pleci cu ea, nu vei primi niciun ban de la mine, a spus tatăl sever. Te voi scoate din Consiliul de Administrație. Vei spăla podelele cu draga ta, Ana, în clubul ieftin. Nu vei face asta, i-a răspuns Artem amenințător. Ba da, o voi face. Tatăl a zâmbit sarcastic și i-a ordonat paznicului să-l închidă pe fiul său în cameră, ca să-și revină. În timp ce Artem se certa cu tatăl său, Ana deja fugise din casă. Nu putea chema un taxi, pentru că nu avea suficientă minge pentru o călătorie atât de lungă. Așa că fata a trebuit să meargă pe jos. Poate că ai fost prea dură cu el? Se îngrijora Natalia. Totuși, el este viitorul tată. Acum, pe nervi, va face prostii. Nu te îngrijora. Și nu va fi tată pentru acești copii. Vino aici, a ordonat Roman soției sale. Ana merge sigur pe jos acasă? De unde are ea bani pentru taxi? Și nu avem autobuze aici. Natalia a sărit repede în mașină, unde șoferul o aștepta deja. Însă, Roman a intrat în mașină cu liniște și a ordonat șoferului să conducă calm până când va vedea fata pe drum. După zece minute, mașina lor s-a oprit lângă Ana. Roman i-a cerut fetei să intre în mașină. De ce? S-a speriat Ana. Nu voi merge nicăieri cu voi. Să te așezi, ți se spune, s-a enervat Roman. Era obișnuit ca oamenii să-i execute ordinele. Ana s-a așezat lângă Natalia, iar aceasta s-a îndepărtat demonstrativ de ea. Roman i-a indicat șoferului adresa în navigator, iar el s-a întors către Ana. Ascultă-mă, ești o fată foarte tânără. De ce vrei să devii mamă atât de devreme? Spunea Roman. Cu siguranță aveai niște vise. Dar acum va trebui să renunți la toate acestea. Ana asculta cu atenție și își îndrepta privirea alternativ spre Natalia și spre Roman. Era speriată și nu înțelegea unde era dusă. Pentru o clipă i s-a părut chiar că o vor duce undeva în pădure și o vor lăsa acolo pentru totdeauna. Natalia nu înțelegea nici ea ce se întâmplă. Ea asculta cu aceeași atenție ca și Ana cuvintele soțului ei, dar în cele din urmă nu a rezistat și a cerut să oprească. Poți să explici ce se întâmplă? A întrebat Natalia soțul ei când au ieșit din mașină. Acum o vom duce la clinică. Doctorul îi va da o pastilă și gata. A răspuns Roman șoptind. Nu vom avea nepoți. Dar de ce atât de radical? Nu înțelegea Natalia. Să-și ducă sarcina la bun sfârșit și să-și crească copilul. Ce ne pasă nouă? Ne pasă. Nu a rezistat prostiilor soția lui Roman. Crezi că această fată se va lepăda ușor de noi? Va cere pensie alimentară, va merge în instanță. Nu vreau să întrețin copii cuiva care servește la masă. Dacă fiul nostru nu a putut să doarmă liniștit o noapte, atunci va trebui să rezolvăm problemele lui. Natalia a fost de acord că în cuvintele lui Roman există un sâmbure de adevăr fetele în ultimul timp chiar au devenit foarte calculatoare. Ana a bănuit că a fost adusă la clinică. A înțeles și de ce au adus-o aici. Nu voi face asta. A răspuns Ana serios. Nu ai nicio opțiune. Vorbește calm, ca despre vreme, a spus Roman. Nu ai niciun mijloc de a-ți crește copii. Nici măcar nu ai o profesie. Artemul îl voi trimite în Italia mâine. Va dezvolta afacerea noastră acolo. Nu vei ajunge niciodată la el. Așa că alege. Fieți plătesc și ei pastila. Trăiești viața pe care ai visat-o și, în general, ești fericită. Fie te potopești în sărăcie cu odraslele tale. Fără șanse la o existență normală. Ana a izbucnit în plâns. Nu voia să scape de copii. Deja se simțea mamă. A ales nume pentru copii. Își imagina cum se va plimba cu ei în parc și le va citi povești de noapte bună. Dar Roman avea dreptate. Fără bani, nu va avea nicio bucurie din maternitate. Dacă nu a reușit nimic nefiind însărcinată, cu doi copii cu siguranță nu va reuși să intre la facultate și nici să găsească un loc de muncă. Sunt de acord a răspuns Ana cu glasul gătuit de lacrimi. Cine s-ar fi îndoit? Romana a aplaudat aproape. Fata a fost condusă la clinică. O asistentă medicală drăguță a rugat-o să aștepte până când doctorul se va elibera. Ludmila Pavlovna privea fotografia unei căsuțe pe malul mării. Își imagina cum mâine va sta pe terasă, admirând apusul soarelui sub vuietul valurilor și strigătele pescărușilor. Și nicio muncă în plus. Scuzați-mă, aveți o pacientă pentru. Intervenție chirurgicală, a anunțat timid asistenta medicală, intrând în cabinet. Oh, în ultima zi, înainte de pensionare, nu mă lasă să visez liniștită. Am anulat pe toți pentru astăzi, a răspuns Ludmila Pavlovna. Spune-i să vină mâine la noul ginecolog. O zi nu va face diferența dar este de la Roman Sviatoslavovici. A adăugat asistenta medicală în șoaptă. Ludmila a oftat adânc și a dat din cap. Asta însemna că era gata să primească fata. Femeia a calculat în minte. Câte analize, ecografii și teste ar trebui să prescrie acum? Cât de mult nu voia să se chinuie cu asta în ultima zi de muncă. Și trebuia să prescrie și rețete pentru acele pastile. Apoi trebuia să țină pacienta sub observație. Undeva aveam niște vitamine, și-a amintit Ludmila Pavlovna. Să le ia, va fi mai bine. Ana a intrat în cabinet plângând. Doctorul a verificat dacă a luat decizia singură și dacă este pregătită pentru asta. Fata a răspuns cu tărie că este pregătită și că decizia este definitivă. Ludmila Pavlovna a făcut un control și a invitat pacienta să se așeze lângă ea. Ține, ia una acum și a doua seara. A spus femeia. După prima nu vei mai fi însărcinată, dar este nevoie și de a doua pentru a termina ce s-a început. Bea neapărat a doua, e prea târziu să te răzgândești. Ana a dat din cap și a înghițit prima pastilă. Lacrimi i-au țâșnit din ochii în același moment. A realizat ce a făcut, dar era prea târziu să-și schimbe decizia. Fata a mulțumit doctorului și a ieșit din cabinet. Ce fete nebune s-au adunat acum, se mira Ludmila Pavlovna. Cred serios că e atât de simplu? Bine, lasă-o să nască. Poate va fi chiar recunoscătoare și va deveni mai înțeleaptă. Ana a ieșit din spital. S-a oprit pe peron și nu a vrut să meargă mai departe. Roman și Natalia au plecat imediat ce au văzut-o pe fată în lacrimi. Dar ea nu se putea mișca din loc. Acum, sub inima ei, nu mai erau două ființe umane viitoare. Nu va deveni o mamă fericită de gemeni. Deodată, cineva a atins-o pe Ana pe spate. Fata a crezut, din nu știu ce motiv, că era Ludmila Pavlovna și a vrut să-i spună că încă se poate anula totul. S-a întors cu speranță în ochi dar a fost dezamăgită. În spatele Anei nu era doctorul, ci o țigancă. Te rog, ajută a spus țiganca și i-a pus Anei în mâini un pachet. Fata nu înțelegea deja ce se petrece în jur. În mintea ei era o harababură din cauza emoțiilor trăite. Și mai apăruse și această țigancă de nicăieri. La fel de neobservat și brusc a dispărut în timp ce Ana se uita la pledul care se afla în mâinile ei. Fata a ridicat un colț și a scos un oftat adânc. În pachet era un bebeluș, nu avea mai mult de două săptămâni. Dar fata nu s-a gândit mult timp. A înțeles imediat că era un semn de la Dumnezeu. Tocmai își ucisese două suflete mici ale copiilor ei. Dar Dumnezeu i-a dat o a doua șansă. Această fetiță va fi spășirea ei nu avea de gând să o caute pe țigancă și să-i dea copilul înapoi. Iar Raisa a decis singură să renunțe la ea. Fie să fie așa. Ana a venit acasă, a pus pe belușul în pătuț și a început să se gândească ce să facă mai departe. Roman și Natalia nu au mințit. Când fata a ieșit din cabinetul Ludmilei Pavlovna, asistenta medicală i-a dat un plic și i-a spus că bărbatul care o adusese aici a cerut să îl transmită. Ana nu a vrut să se uite la plic și să verifice conținutul în spital. Nu avea timp de asta? Dar acum a decis să verifice. Oho, asta va fi suficient cu siguranță și pentru un cărucior și pentru scutece. Și va mai rămâne și pentru viață, a spus Ana cu bucurie. Bebelușul din pătură a scâncetat nemulțumit, amintindu-i Anei că nu mai are voie să țipe tare. Fata a sunat-o pe Daria și a spus că nu se va mai întoarce la muncă. Ei bine, nu m-am îndoit, a spus Daria. Nu era nicio condamnare în vocea ei. Din potrivă, se bucura pentru prietena ei. De ce ar trebui să lucreze viitoarea soție a unui milionar? Nu voi fi soția nimănui. A răspuns Ana brusc, chiar prea brusc. Am fost alungată din casa lui Artem. Mă mut în alt oraș, așa că. Nu voi mai ieși la muncă. Poate ne-am putea întâlni măcar seara? A cerut Daria. Să stăm de vorbă de rămas bun. Ana a fost de acord. Daria era singura persoană de care îi va fi dor. Și ea a fost dezamăgită de Artem. Ea se aștepta ca băiatul să o apere mai bine și cu siguranță nu va permite ca proprii copii să fie uciși. Fata încă nu știa că, în timp ce Ana își făcea planuri pentru o nouă viață, Artem distrugea tot ce era în camera lui. A spart mobila, a distrus pereții și a smuls aproape ușa. Dar băiatul nu a reușit să scape din captivitatea sa. Roman a reacționat cu indiferență la isteria fiului său. La toate avea un singur răspuns: să se enerveze, să se calmeze. Dar Natalia era îngrijorată. Chiar și ea a crezut că au făcut un lucru greșit. Ce se va întâmpla când va afla că nu va deveni tată? L-a întrebat Natalia pe soțul ei. Ne va mulțum că l-am oprit de la cea mai mare greșeală din viața lui, i-a răspuns Roman. Dar ea a venit pentru prima dată în vizită la Ana. A fost sincer întristată că prietena ei pleacă din oraș. Când ai reușit să faci un copil? s-a mirat Daria când a văzut bebelușul pe pat. E o poveste lungă. Mi l-au dat să l-am grijă, a mințit Ana. Nu a vrut să spun adevărul, pentru că știa că Daria o va numi imediat proastă. Sau, mai rău, va crede că prietena ei a înnebunit și va anunța poliția. Dar Ana a spus adevărul despre ce au obligat-o să facă părinții lui Artem. E o nebunie. A spus Daria. Cum pot dormi liniștiți după asta? Ana a ridicat din umeri și a răspuns că nu o mai interesează. Daria a întrebat-o cum se simte prietena ei, și a răspuns ceva, că nu. Daria a întrebat-o cum se simte prietena ei, dar a răspuns ceva, că nu simte nimic. Ciudat, s-a mirat Daria. Și eu am trecut prin asta. Ei bine, știi, în adolescență nu eram o fată cu minte. A trebuit să iau și eu pastilele astea. M-am simțit ca și cum aș fi fost întoarsă pe dos. Și am pierdut atât de mult sânge. Am crezut că o să mor. Ana a fost surprinsă, pentru că ea nu a simțit nimic din toate astea. Dar Daria a susținut că nu se poate. Fata i-a explicat prietenei sale în detaliu cum acționează medicamentele. Iar când Ana a spus din nou că nu a fost supusă niciunor analize și nu are simptomele descrise de prietenă, Daria i-a izbucnit în râs. Te-au păcălit," a spus Daria. Ești încă însărcinată. Felicitări, poți merge la familia asta și să le spui că dai în judecată. Sau, și mai bine, după ce naști, depui imediat o cerere de pensie alimentară." Nu am nevoie de asta," a răspuns Ana. Dacă voi deveni mamă, bine. Dar nu vreau să am de-a face cu acești oameni. Ce crezi, au nevoie nepoții mei de o asemenea bunică, un asemenea bunic și una asemenea tată? Dar ea nu o înțelegea pe prietena ei. Ea a vorbit despre ce ar fi făcut ea în locul ei. Eu aș fi scos tot de la ei. Totul, a spus Daria, și-a strâns pumnul amenințător. Lasă-i să trăiască liniștiți și eu voi face la fel. Voi trăi și mă voi bucura de viață, a răspuns Ana. Am găsit deja un agent care îmi va vinde apartamentul. Îmi vor vira banii în cont și mâine voi părăsi pentru totdeauna acest loc blestemat. Ana a făcut exact așa. Nu a regretat nicio clipă decizia ei. De asemenea, a păstrat fetița țigancă. Au trecut doi ani. Ana locuia într-un oraș nou. Creștea trei copii minunați. Fetița țigancă creștea ca o adevărată frumusețe și o făcea fericită pe mama ei. Ana a obținut documente pentru ea, dar nu s-a identificat ca fiind mama. Figura ca tutorele ei. A numit-o pe fetiță Esmeralda, pentru că nu știa alt nume țigănesc. Ea însă și a născut doi băieți, Alexei și Sasha. Ana i-adora. Trăia din alocații, studia la distanță psihologie. În general, în viața ei era tot ce visase cândva. Chiar mai mult. Chiar și un tânăr a apărut în viața ei. Dar deocamdată doar se întâlneau. Relația lor nu mergea mai departe. Într-o zi, Ana a ieșit la plimbare cu copiii ei. Era greu să te descurci singură cu trei. Dar deja se obișnuise. Esmeralda stătea pe o bicicletă cu trei roți, pe care Ana o ținea ușor de ghidon. Băieții dormeau în cărucior, pe care îl conducea cu îndemânare cu cealaltă mână. Agilitatea ei ar fi putut fi invidia oricărui magician. Dar ce nu înveți când crești trei copii singură? Fata a pornit pe traseul obișnuit, spre aleia ei preferată. Acolo l-a cunoscut pe Slava, un tânăr care nu s-a speriat de o mamă tânără cu mulți copii și a fost primul care a decis să se apropie. Când vin vizită? Ai promis. L-a întrebat Ana pe Daria la telefon. Fetele continuau să comunice. Nu se puteau despărți pur și simplu una de cealaltă. Îți spun că voi veni, i-a răspuns Daria. Mi-ar plăcea, desigur, să mă vizitezi și tu, dar înțeleg că ești ocupată, nu se poate. Apropo, eu m-am mă mărit. Ana a exclamat de bucurie, s-a bucurat pentru prietena ei ca și cum ar fi fost vorba despre ea însă și. Dar când a auzit cine era alesul Dariei, a început să se îndoiască dacă era un motiv de bucurie. Prietena ei se mărita cu Valeriu, șeful clubului de noapte unde lucrau și se cunoscuseră. Îți spun, este un om minunat. Te-a ajutat de atâtea ori, a convins-o Daria Peana. De fapt, eu eram îndrăgostită de el de mult timp. Doar că ascundeam asta. Dacă e așa, te felicit încă o dată. Zâmbește, a răspuns Ana. În acest caz, vă aștept în vizită împreună. Nici nu m-ar deranja să-l văd pe Valeriu Vladimirovici. El chiar a făcut multe lucruri bune pentru mine. Ana a încheiat conversația și-a pus jos telefonul. Tocmai la timp, pentru că Esmeralda a observat un pisoi sub o bancă și a vrut să coboare de pe bicicletă pentru a-l mângâia. Fata s-a plecat spre fetiță și a încercat să explice că nu e cea mai bună idee să atingi animalele vagaboande. Copilul a fost de acord, deși și-a umflat buzele și apoi și-a încrucișat brațele. Este uimitor cât de repede preiau copii obiceiurile adulților. Roma, e ea. A răsunat brusc un glas familiar în spatele Anei. Îți spun sigur, e ea. Ana s-a întors și a văzut pe cei ale căror nume și chipuri ar fi vrut să le șteargă din memorie pentru totdeauna. Zâmbetul de satisfacție al esmeraldei a dispărut rapid de pe fața ei. La început a devenit surprinsă, apoi speriată. În spatele ei stăteau Roman și Natalia. Pe fețele lor nu mai era disprețul arogant cu care o întâmpinaseră în ziua în care s-au cunoscut. Din potrivă, păreau șalnici și extenuați. Amândoi se îndreptau spre Ana cu brațele deschise, ca și cum ar fi vrut să o îmbrățișeze. Te-am căutat atât de mult timp. A spus Roman și a făcut un pas spre Ana. Aproape doi ani. Doi ani te-am căutat prin toată țara. Ana s-a speriat și a făcut un pas înapoi. Acest cuplu părea nebun. Se temea că acum îi vor face rău copiilor ei. Nu am nevoie de nimic de la voi. A strigat Ana tare. A vrut să atragă atenția altor persoane, pentru că se temea cu adevărat pentru viața și sănătatea băieților. Nu oferim nimic, am venit să implorăm. A spus Natalia și a căzut în genunchi. Roman a urmat exemplul soției sale. Ana nu se aștepta deloc la o asemenea turnură a evenimentelor. S-a uitat în jur, dar, ca și cum ar fi fost blestemată, nu era nimeni în jur. Nu e de mirare. Fata a ieșit special la plimbare mai devreme, cât timp nu era cald și nu erau mulți oameni în jur. Vrem doar să vorbim, a cerut Roman cu o voce plângătoare această intonație a avut un efect asupra nei. A crezut că acești oameni în această stare nu sunt capabili să-i facă rău. Fata i-a invitat pe socrii ei pe o bancă pentru a nu sta în picioare în timp ce vorbeau. Ceva îi spunea că conversația va dura mult timp. De ce mi-ați căutat? A întrebat Ana. Și de ce sunteți singuri? Unde tem? Nu vrea să-și cunoască feii? Nici Roman, nici Natalia nu au răspuns. Dar femeia s-a apropiat de cărucior și s-a uitat la băieți, care cântau încet sub o păturică ușoară. Ana s-a încordat. S-a speriat că Natalia ar putea face o prostie. Fata urmărea cu atenție fiecare mișcare a femeii. Dar ea doar admira bebelușii. Nu avea nicio intenție rea. Artem nu mai este, a răspuns Roman, uitându-se la asfalt a plecat în aceeași zi, si, când i-am spus. Tot timpul am această imagine în fața ochilor de doi ani. A spus Natalia în gol. Scara noastră la etajul doi și băiatul nostru pe ea. Chiar pe cravată. Și picioarele i-a atât de nenatural. Ana a scos un oftat adânc și și-a pus mâna la gură. Nu cumva el. Ana nu a reușit să termine fraza. Romana a dat din cap, dându-i de înțeles că fata a înțeles corect. Nu ne-a iertat pentru fapta noastră, a continuat Natalia. Așa a scris în scrisoarea de adio. Nu ați vrut nepoți și nici nu veți avea un fiu. Anei a fost rușine. Toți cei doi ani l-a blestemat pe Artem. Mai ales în momentele în care băieții erau capricioși. Când era greu și avea nevoie de ajutor. Fata era supărată pe Artem pentru că o părăsise, deși a promis că va fi mereu alături de ea. Nici măcar nu a sunat și nu a încercat să o găsească. Nici nu a răspuns la mesajele ei. Acum e clar de ce. Am pierdut singurul nostru moștenitor, a spus Roman. Dar cel mai grav, ne-am pierdut pe noi înșine. De ce să trăiești dacă ești singur? De ce toate aceste bogății și milioane, dacă după moarte nu vor ajunge la nimeni? Ana, am vrut să cerem permisiunea de a ne vedea nepoții, a susținut Natalia cuvintele soțului ei. Mutați-vă la noi! Locuiți în casa noastră! Știi cât de liniște și singurătate este acolo! Și ne dorim atât de mult să auzim tropăitul piciorușelor mici, să vedem cum cresc nepoții! Acești băieți sunt copia lui Artem. Să-l lase să continue să trăiască în ei. Și ei cu siguranță merită tot ce e mai bun. În asta sunt de acord cu voi. Copiii mei merită tot ce e mai bun. Dar cum pot să am încredere în cei care? a întrebat Ana. Au vrut să scape de ei? Vocea fetei era plină de aroganță. Acum simțea puterea asupra acestor oameni vroia să se îmbăie în căința lor. Să vadă că nu mint și că sunt cu adevărat gata de orice pentru iertare. Roman, ca și cum i-ar fi auzit gândurile, a spus că este gata să facă tot ce îi va cere Ana. Spune-ne doar ce trebuie să facem pentru a te convinge de sinceritatea cuvintelor noastre, a spus bărbatul. În primul rând, nu ne vom muta nicăieri, a început să spună Ana. Dacă vrei să trăiești în casă cu nepoții tăi, atunci voi trebuie să vă mutați la ei. În al doilea rând, o veți adopta pe această fetiță. Este ca o fică pentru mine și o cresc de când era bebeluș, așa că cred că și Esmeralda ar trebui să poarte numele vostru. Și promisiunile de viață lipsite de griș, pe care le-a făcut fiul vostru mie, va trebui să le îndepliniți voi. Roma și Natalia au ascultat cu atenție condițiile fetei. Nu era nicio picătură de furie în ei pentru cererile ei prea îndrăznețe. Au înțeles că ea are tot dreptul, pentru că ei înși s-au comportat destul de crud cu ea cu câțiva ani în urmă. Când am spus că sunt gata de orice, nu am mințit, a spus Roman. Acum le voi da ordine avocaților mei. Unul dintre ei se va ocupa de documentele pentru adopție, altul de mutare. Cred că în o lună vom locui deja toți împreună în acest oraș. Ana și-a scris numărul de telefon. Nu a vrut să dea adresa deocamdată. Fata se mai temea încă că acești oameni ar putea să-i facă rău cumva. A crezut în Roma și Natalia abia atunci când Tutela i-a anunțat că Esmeralda este adoptată. Roman s-a încadrat chiar mai devreme decât termenul promis. Deja după trei săptămâni, Ana și copiii ei au intrat în noua casă. Roma și Natalia nu se puteau sătura de băieți într-adevăr, vedeau un în ei fiul lor, pe care ei și l-au ucis. Bărbatul nu regreta nimic pentru nepoți și mama lor. Chiar și Esmeralda au acceptat-o ca pe o rudă. A trecut un an. Roma și Natalia îi ajutau pe copii să se îmbrace. Grăbiți-vă, grăbiți-vă, altfel veți întârzia la nunta mamei, i-a grăbit pe copii Natalia. Esmeralda, vino aici să-ți aranjezi panglica. Cred că Ana a ales un bărbat demn, a spus Roman, legând o papion lui Alexei. Și tu ce crezi? Îți place unchiul Slava? Băiatul a dat din cap și a fugit mai departe să se joace cu mașinuțe. Iar Sașa s-a apropiat de bunicul său. Nici nu-mi vine să cred că o mărită pe Ana. Parcă îmi dau fica de măritat. Natalia a spus cu lacrimi de fericire și a strâns-o pe Esmeralda în brațe. Fetița țigancă a răspuns la îmbrățișare și a rugat-o pe femeie să nu plângă. Totul e bine. De ce să plângi? Sunt lacrimi de bucurie, fetița mea. I-a răspuns Natalia și a netezit faldurile fustei care se șifonase din cauza îmbrățișării. Acum familia noastră va deveni și mai unită și mai mare. Romana a condus-o pe Ana la altar, iar copiii ei au aruncat petale de trandafir. Toți invitații priveau cu admirație Mireasa, dar cel mai mult entuziasm se citea în ochii lui Slava. Cine ar fi putut crede că va deveni soțul unei asemenea frumuseți și, în plus, imediat tata trei copii cu o poveste uimitoare, pe care nu au vrut să-i o spună mult timp. Dar Ana a decis că nu vor fi secrete în familia ei și i-a iertat de mult pe Roma și Natalia.